Bau, 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 bau! Da. Am început în forță! Suntem în port, în Pireu, nu Pireu de cartofi, Pireu portul. Și am părăsit Zakynthos-ul și mergem către Creta. Am luat biletele, fapt am făcut rezervarea online, iar a fost o adevărată nebunie să ajungem la casa de bilete de aici din port ca să ne dea biletele. Adică faci decât rezervarea, dar tot trebuie să ajungi la o casă de bilete ca să ți le printeze, să ți le... Știți voi? Să ți le dea în formatul lor. Da. Și acum căutăm un loc unde să stăm puțin, să mâncăm ceva, să ne tragem sofletele. Și o să plecăm la ora 22. Mi s-a spus că putem să venim aici ca să, suim, să ne suim pe feribot începând cu ora 8:30 seara. Și o să călătorim undeva la 8 sau 9 ore până în Creta. Alina este într-o formă de excepție. Da, nu mai pot, fericită rău de tot. Dacă aș ști cum arde soarele aici. Ăștia de pe aici, de prin... M-am îmbrăcat și în negru, n-am fost deloc inspirată. Da, ăștia de prin... În general, grecii ăștia... Grecii șoferi, grecii, nu știu cum să le zic... Sunt... Bă, sunt răi de tot! Răi! Și răi și... Unii și proști! M-a blocat mai devreme unul, am stat o jumătate de oră după el să vină. Avea el treabă. Și a pus mașina fix în spatele mașinii noastre. În condițiile în care el avea încă două locuri de parcare lângă mașina noastră. Da. Băia de treabă. Și ăștia conduc ciudat așa, se bagă în tine, stai, calea. Dubioși. Da. Abia așteptăm să ajungem în Creta. Pe insulă, că pe insulă e altfel. Pe insulă oamenii sunt, nu știu, liniștiți, sunt aici, e haos total, haos, haos. În București de altfel. Da. Că aici nu te înțelegi unul cu altul. Doar că în București suntem obișnuiți. Am găsit un restaurant, am căutat pe TripAdvisor și am comandat eu un fel de kebab special la farfurie. Și Alina un... cum se cheamă asta, Alina? Gyros... Da, un Gyros Club, adică în genul sandwich-ului club, numai că este Gyros. Și, ca de obicei, aici porțiile sunt, nu sunt mari, sunt foarte mari. Și o să rămânem cu el, o să rămân la pachet, că e mult și mai încolo pe feribot o să ne se facă foame. Haideți să vedeți cât de mare e sandwich-ul Alinei. Asta este un sandwich. Adică ca să vedeți palma mea. Asta este sandwich-ul pe care mai am puțin și-l termin. Sau cel puțin am mâncat jumătate din el. Da, un sandwich este cât două palme de ale mele. Și mai am încă 1, 2, 3 plus cartofi prăjiți. Și eu? Eu am acest kebab cu ceva sos de iaurt, pită, dar este foarte bun. Ne plimbăm. Zic că până urcăm în feribot, haideți să vă luăm cu noi pe aici, prin port. Și așa, noi doi ne cam plictisim. Bine ați venit. Hai să vă plictisiți și voi cu noi. Hai să vă plictisiți cu noi, da. E interesant acest port. Dar până să vă mai arăt așa de aici din port, vreau să vă spun o chestie care mie, uite, acum nu mi-a convenit la restaurantul unde am mâncat. Nu că ar fi ceva ieșit din comun, dar nu am eu principiile mele. Am mâncat, v-am spus, acel kebab la farfurie și Alina acel Gyros Club pe care jumate l-am luat la pachet, că n-a putut să-l mănânce și
trei sferturi. O să îl balbotăm mai încolo pe feribot. Dar am plătit cu cardul. A fost 23 de euro. Și după ce i-am dat cardul, l-a pus în POS și spune: acum alegeți de la 1 la 4 cât vrei să tipuiești pentru ospătar. Ce a făcut ospătarul? Că nu e ospătar, era un fel de restaurant, un fel de fast food. A venit și mi-a dus farfuria la masă. Poate nu vreau să-i dau tip. Nu vreau să-i dau tip, da. Dar nu puteai. Trebuia să alegi 10%, 15%, 20%, 25%. Și aici nu e vorba despre bani, pentru că asta însemna 2 euro ceva, 3 euro maxim. Dar nu-i dai omului alege cât vrei să mai dai de la tine. Nu! Lasă-mă pe mine dacă vreau să-i dau ceva pentru că mi-a plăcut, nu știu, mi-a plăcut că mi-a zâmbit într-un fel, că mi-a, nu știu, cum ceva. Mi-a plăcut mâncarea, dar nu m-a obligat. Și acest lucru nu mi-a plăcut. Bineînțeles că eu sunt un client care e foarte cinstit și îi voi da un review pe TripAdvisor, care acolo avea o notă foarte mare pe TripAdvisor din foarte multe comentarii, doar că eu îi voi da o notă puțin mai mică, dar nu foarte mică, și voi specifica că nu este normal să iei cu japca tip de la client chiar și un cent. Nu, lasă-mă pe mine să-ți dau, că sunt banii mei. Da, asta era o nemulțumire de-a mea, atât. Acum am simțit să o împărtășesc cu voi. Să ne spuneți și nouă părerea în comentarii. Dacă, nu știu, sunt eu exagerat sau e normal, nu e normal cum a procedat acest restaurant, între ghilimele, fast food de Grecia. Și acum haideți să vă arăt puțin un feribot mare. Nu cu acesta plecăm. Da, după celălalt de acolo este și al nostru. Și voiam să vă arăt așa cum arată portul de aici, care e cel mai mare port de aici din Grecia. Priveliște așa de seară. Este ora 8 și ceva acum, nu? Alina? E 8 fără 4 minute. Până ajungem la mașină, se face 8 și... Nu, cred că se face vreo 8 și 10, că mai avem. Suntem la poarta E3 și noi avem la poarta E2. Hai pe aici, să nu ne mai... Poate ne ținem pe noi, nu știu. Și... Cu pași mici către aeroport. Da, avem în acest aeroport aveți transport gratuit. Dacă veniți pe aici, trebuie să vă plimbați printre gate-uri, da? Am spus aeroport? Da, mă scuzați, nu mi-am dat seama. Prin acest port aveți transport gratuit între... Este foarte mare. Da, este foarte mare și sunt multe, multe porți, cum ar fi în aeroport terminale. Și atunci ei pun la dispoziție acest transport care vine repede. Noi am luat-o pe jos. Una, să facem și mișcare. Doi, să vă arătăm și vouă acest port. Ca să știți și voi, dacă veniți aici, să aveți câteva informații despre cât de mare e, ce trebuie să faceți. Hai pe aici. Dacă vă luați, încă o dată vă spun, dacă vă luați biletele online, tot trebuie să ajungeți aici să vă printeze biletele. Noi aveam printate rezervările, dar biletele vi se eliberează aici la o caserie pe baza rezervării. Noi am căutat Minoa în
Minoan Transport, bla bla bla, Minoan Lines, da? Am ajuns în altă parte a aeroportului. Iar am spus aeroport. Acum am prins a portului și ne-au spus de acolo că trebuie să ajungem la poarta 3. Dar distanțele sunt mari între ele. Foarte mari. Am luat-o pe jos și am făcut rest de bilet. Șeful era ca pe stadion aici. Hai să... A, uite, mai e încă un ferry bottle. A, nu-i ceva, nu-i al nostru. Hai să-l vedem și de aici, a? O bărcuță. Da. Așa... Așa arăta și bărcuța cu care am luat-o noi prin Zakynthos. Nu era nici măcar cât aia de acum. Acela din față este ferry bottle-ul nostru. Se numește Festos Palace. Și acolo ne vom petrece următoarele 9 și cu 2 de stați, 11 ore. Alina e ruptă la mandolină. E somn de nu mai pot. E foarte somn și am stat și am luat prin soare că portul este atât de mare încât a trebuit să îl luăm la pas. N-am știut că putem să parcăm mașina mai la ieșire, ca să căutăm ceva să mâncăm. M-am bătut și sorile la în cap. Cred că o să pic lată. Mi-am descărcat eu vreo 7 episoade dintr-un serial. Dar nu știu dacă o să fiu stare să mă uit. Eu o să încerc. Eu o să încerc să mai editez niște vloguri, pentru că mai avem ceva vloguri din Zakynthos. Am ce face, 8 ore, bine, 9 ore, dar cred că o să mai ia și pe mine puțin, că Mă cam încearcă la pleoapă așa puțin. O simt așa. Simt un pic de somn așa pe pleoapa stângă și un pic pe pleoapa dreaptă. Uitați caseria de unde am venit cu rezervările, să ne dea biletele. Vedeți aici în față. Măcar noi când am venit nu era așa coadă. Și această companie și feribotul către Creta pleacă de la gateway numărul 2. Să știți, dacă cumva vreți să mergeți în Creta, după ce vă faceți rezervarea, când ajungeți aici în port, trebuie să vă duceți la gateway number 2, la numărul 2. Asta dacă vor să ajungă în Creta, în partea în care ajungem noi. Nu, că și... Și am ăla, că și mai ăla, e da, era tot de aici. Era următor. Tot aceeași da. Poartă. Da, aici pleacă către Heraklion și către Hania. Sunt companii diferite, dar de aici, de la poarta numărul 2. Am înțeles. Ca să nu bănăneți ca noi. O să vă lăsăm și în descriere informațiile acestea, pentru că e bine de știu. Dacă noi am bănăneit pe aici, căutând locul de plecare, să nu mai faceți și voi acest lucru, nu? Uite, am uitat special la ceas, e acum este 8 și 4 minute. Deci am făcut da. 8 minute de acolo, de când v-am vorbit cu voi și m-am spus că e 8 fără 4 minute, până aici. Și am mai mers noi ceva, undeva la un sfert de oră de mers pe jos. De la... De unde, că noi am deschis camera imediat după ce am plecat de la local. Cam un sfert de oră de mers pe jos. Dar... Dacă tot ajungeți pe aici și aveți timp, plimbați-vă puțin. Da, până vă pleacă feribotul, mai faceți ceva, mai nu știu, dacă sunteți în timpul săptămânii, puteți să vizitați niște muzee foarte interesante aici. Există muzeul naval, care e foarte tare. Noi asta aveam un plan, să mergem să vă ducem și pe la muzeu. Dar e sâmbătă și sunt închise. Ghinion, pentru că chiar ne doream să vedem, am văzut niște imagini și au niște bărci de acelea vechi. Bine, replici ale bărcilor vechi de acum 1000 de ani. Foarte, foarte, foarte mișto. Asta e, poate data viitoare când ne întoarcem din Creta, să plănuim o întoarcere în timpul săptămânii sau să luăm și vreo 2 zile pe aici special pentru acest lucru. Vom vedea. Momentan ne așteaptă Creta.
A, mă, sunt stresați ăștia. Țipă într-un fel când parchezi. Apropo, am parcat-o la minus 2. Vă dați seama cât de mare e feribotul ăsta dacă am dus mașina la minus 2. Dar țipă, urlă pe tine. Bună, în stânga, în dreapta, dar nu vorbești frumos. Țipă, pur și simplu, țipă la tine. Mi-a deschis, aveam geamul deschis ca să mă înțeleg și îmi punea mâna pe volan. I-am zis, lasă-mă, băie, ne pace. Zi-mă să parchezi și acolo parchez. Pua, disperați. Mi s-au încins toate alea, mi s-au încins în mine. Nu supor când cineva țipă. Nu. Oh. Vedeți cât avem de urcat? Au spus că la ora 6:30 dimineața ajungem în port și să fiu la mașină. Cred că aici. Ha? Nu? Nu? Hai să încercăm. Ha, pe aici. Mai sus. Mi-am pus masca pe nas acum. Ce zice Len? Mă plictisesc. Ce-ți mai place pe navă de crozier? Nu mai pot. Dacă arătăm și noi... Acum am uitat la film. Arătăm și noi aici, așa puțin stângă, da? Vede lumea, dacă... că, vede lumea că e lux și opulență și zice că suntem pe crozier. Oamenii ăștia sunt cam ciudați, nu putem să filmăm foarte mult pentru că stau așa cu ochii pe tine. Vezi să nu filmezi aia, vezi să nu filmezi aia. Da. Se crede stat. Da. O să încercăm noi să luăm camera puțin. Să facem o tură. Da, se uită toți ciudat la tine. Nu știu care e chestia. Mi-a pisea că ăștia se cred pe Titanic. Sper să ajungem întregi, nu ca Titanicul. Nu, dar am pisea chiar să cred pe Titanic ăștia. Prea multe... După ce că te fură de bani până la sânge... Dar nu pot bune, e că chiar mă enervează ăștia. Am vrut și o parola de la wireless, de la... Trebuie să o plătesc, frate. Să plătesc internet. Păi gândește-te tu, cam câți pasageri ar avea un feribot ăsta? Să vină fiecare să plătească de 5 euro la internet. Așa e în Grecia. Da. Plătești și aerul pe care îl respiri. Hai să mergem ușurel așa. Să ne plimbăm. Puteți să vă uitați și voi așa de jur împrejur. Să vedem dacă ne oprește cineva. Am mai avut o încercare mai devreme și a zis, n-ai voie. Dar acum... Ups. Poate reușim. Lumea doarme. Toată lumea doarme. Canapelele sunt pline. Eu să și spune. Uite, aici e baia. Uite aici. Aici e baia, da? Da. Te aștept. Cum ți se pare? E okay. Curat? E curat? Da, e ok, e curat. Nu miroase, nu...
E ok, e curat. Au și cutie igienică. Da? Da. Hai să încercăm să mai explodăm pe aici. Te văd și scrie în spatele tău? Ce? Wow, aici? Ia vreau pe aici. Aici? Da. Ia vreau pe aici. Oh. Transformers! Ha. Ce este aici cu Transformers? Zio! Și ne puteți mișcăm aici? Da! Pe vreau și eu! A, uite! O fise de unelă, cred că am ceva. Ia uite, auzi, Alina? Uite, tu mă! Oh. Și vreți să asta de aici? Unul dintre ele. Unul sau doi. Jucă? Joacă tu. Ia să crești mare, să fii sănătos. Păi, ce puțin să văd cum e. Bagă acolo. Uite acolo. Aici? Nu, acolo. Aici? Așa. Da. Acum pasă pe unul. Nu știm cum funcționează. Da. Grecește. Dacă nu sunt ăștia... Hai la mașinuță. Păi și dacă nu funcționează? Nu știu, încercăm. Hai, bagă la mașinuță. Că la monștri am văzut. Că ne ia banii ca la monștri. Bagă-te aici. Și ca să dai un pic de boost, dai de aia, mai în față, să dai să te ducem, că nu știu ce înseamnă. Boost, uite ce înseamnă. Aia, să dai puțină, să-i dai gaz un pic. Alino, ai zăpăcit mașina, o băgăm în serviciu. Pe uite, fac că am... Lucrează și din frână puțin, acolo. Ce le are, Alina? Bagă, Alina! Bagă puțin boost! Dar să accelerează, accelerează! Păi nu mai pune frâna acum! În orice prietenul nostru bun, Gabi, are service. Și se duce Alina să se repare mașina. Bagă, accelerați-o! Îmi da Alina din volan, nu mai dă nimeni. Au, nu știu, frate, că ăsta... Știi cum? S-a reșit până la nimeni. Nu știu niciodată jocuri de-astea. Apoi nu. Gata, i-a bătut Alina. Nu știu, frate, eu de-astea. Apasă pe start. Trebuie să joc din nou? Ia apasă pe start. Nu, no, mai gata. Vino cu acest, să-l deslușim pe ăla. Când a ieșit, când a ieșit ăla, i-ai tras un... Da, unde stă în cap? I-ai tras un la fraier. Ia. Hai. Hai de galină. Dă-i. A, pe mai repede. Dă-i. Dă-i. Dă-i! Dă-i! Mamă, e rupe Alina! Dă-i! Dă-i! Dă-i, băgar! Dă-i! Arde-i pe fraier! Arde-i! 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 Mamă, cum joacă Alina la... din asta? Pentru copii, auzi, iau ce zice. Deci treaba asta așa, dacă am început noaptea să sfărui și să fac puțin din cap și are vând ăsta la îndemână, îmi dă călărechii niște. Pam, pam. Mamă, dă-le-și.
poaltă în casă. Dar, să recunosc că Cezar e mai bun. El m-a bătut cu 9-4, eu l-am bătut cu 8-6. În loc cu începătorului, că nu jucasem niciodată. Vreau să mă joc cu motociclet. Da. Mă joc sau nu motociclet? Ia. Te bagă-te. Bagă motociclet. Ma. Mă dau și pe o gata. Ce spuneți de Cezar? Că e prins rău de tot în joc. Du-te bă de aici. Cred că dacă l-aș aici, îți întreagă, îl găsești pe motor. Ce scrie acolo? Ce scrie? Bă! Ce scrie? Rămâi să vezi. Rămâi să vezi. Winner. Winner, da? Frumusețe. Da? Așa da, că... Ia. Acum dă... Păi, dar nici dacă câștig nu-mi dă fără bani? Păi cum adică să dea fără bani că ai câștigat? Și dacă ai câștigat, ce? Păi am câștigat, frate, am ieșit pe locul întâi. Păi ce dacă ai câștigat? Să mă cinstesc. Poate să cinstesc tu pe ei cât ai lăsat să joci. Nu mai am o jofet. Îmi pușc iarna pe toți. Aaa. Pe cine? Bă, bagă, îmi pușc. Bagă pe... Aha. Bagă, Alina. Omoară-i pe toți, Alina. Puuu, ce tragi. Mamă, se tovară știu, ăsta e Optimus. Bătăna de Optimus. Bagă-l, că ăla e rău. A, da? Da, ăștia sărăi toți. Și mă întrebam 10 secunde, 9 secunde, dacă... Dacă bagi bănuțul, o iei de unde ai rămas. Aaaa, hai mă să mergem. Ai guriță, decât în partea aia. În partea unde sunt oamenii de dorm, mai bine și uite, mi-a venit cu... Trebuia să-mi iau și eu păturica, data viitoare când ne întoarcem, îmi iau păturica, îmi iau pernă. Ca să am să... Hai, la hepelica. Că eu sunt scârcită și nici nu dau bani pe cabină. Că nu-mi convine să dau 170 de euro pe cabină, sau cât e. Da. Hai și cu mine să fumez o țigară. Cu totul vreo 200. Adică hai. Toată treaba cu mașina, cu totul vreo 200. Unde fumezi? Afară. Păi știu că afară, da? La intrarea asta? Da. Că le arătăm și împreună afară. Păi afară e întuneric. Ce vedem? Se vede ceva. Nu cred, dar hai să încercăm. Aici avem scena, dar lipsește cântărețul. Oamenii s-au culcat afară, ia uitați. Bă, știți cât e foarte frumos afară. Îi vedeți mai în față cum s-au băgat în saci de dormit și bagă nănică. Da, e așa de frumos afară, e plăcut, pentru că toată ziua a fost cald, atât de cald încât simțeai că ți-arde pielea și acum nu e nici frig, nu e nici cald. E exact ce trebuie, este aerul perfect pentru stat afară. Înăuntru e frig. E frig și mi-aduce aminte de Mexic. Nu-mi place. Dar fi fost și în Mexic cu condițiile astea, să arate așa, să ne putem juca. Da, dar nu. Nu erau. Asta e. În Mexic nici cu șireturi n-am putut să ne jucăm. Nici așa, că știi ce făceam? Ne jucam joc ăla în care eu știu un joc. Cu șireturi? Cu șiret cu, sau cu soară sau cu elastic, nu contează. Ne jucam ăla și cum treceau 31 de ore. Și dacă nu știam alt joc, mai inventam unul. Nu era o problemă. Ah, stați un pic. Să avem un view așa către amândoi. Firaria de mască și de covric și de covric și de covric și de tot. Am luat deja apartamentul pentru următoarele 6 zile. Este undeva în apropiere de port. Iar era să zic aeroport. Așa. Și am plătit 200... Am uitat. 230 și ceva de euro. Trebuie să mă uit pe care, că nu știu. Da.
O să ne uităm și vă spunem exact. Da, undeva 230 și cât, nu mai știu, pentru 6 zile. Este un apartament cu două camere, un dormitor și un living, plus o bucătărie, un balcon, avem și o mașină de spălat. Cu ocazia asta mai economisim niște bănuți pe care îi dădeam la spălătorie, la laundry. Și e un preț bun, e cam cât plăteam și în Zakynthos, doar că aici avem camera, e apartament, la urmă e mai mare, doar că singura problemă este cu internetul, care este la pământ, un mega de upload și vreo 8 de download. Să spunem că cu download-ul ne descurcăm, dar dacă o să vrem să suim un clip, o să trebuiască să reditez de azi și să știm că ajunge la voi până mâine. Da, ne descurcăm. O să mergem să cumpărăm și o cartelă de date, ca să avem pentru orice eventualitate, să nu mai stăm să alergăm prin oraș, să ne mai luăm vreo amendă că am lăsat mașina pe la cafenea. Da? Și asta, sperăm să fie tot ok. După ce terminăm astea 6 zile, sperăm să găsim un apartament sau o casă pe termen lung. O să încep să umblu pe la agenții. N-o să mai luăm tot prin, sau n-aș vrea să mai luăm tot prin Airbnb sau prin Booking, pentru că sunt foarte scumpe. Și am găsit agenții să luăm direct, ca și când ar lua ei. Gândiți-vă că și la noi puteți să găsiți un apartament să stați o lună, dar nu prin Airbnb sau Booking, printr-o agenție. Sunt prețuri mult, mult mai bune. Dacă găsim ceva interesant, ar fi super și o să stăm în acea locuință o lună. Doar să reușim să găsim, că e foarte greu. Și avem atât de multe de văzut în Creta. Deja începe să... începe să-i meargă creierul așa, că nici nu știe cu ce să ceară. Mi se construiește lista. Foarte multe locuri în Grecia, dar cert e că de data asta, în Grecia, în Creta, da. La Creta mă referam, cert e că de data asta nu plec din Creta fără să văd cascada aia pe care el mi-a promis-o în 2018. Da, la cascadă. La cascadă cred că o să mergem, o să fie printre primele locuri în care o să mergem. La acea cascadă, care se ajunge destul de greu. Avem drumeție, prin pădure, o să ne cățărăm așa cum v-am obișnuit, dar bine, o să fim în siguranță, că am văzut că vă faceți griji pentru noi, dar să știți că și acum 2 ani am fost în siguranță, am alunecat și aproape mi-am rupt piciorul. Dar nu mă pot opri din chestia asta, asta îmi place să fac, sunt atent cât pot. Dar n-am. Dacă găsesc locuri în care se ajunge greu, acolo mergem. Dacă sunt locuri în care se ajunge foarte ușor, nu mergem. Aventură, da? Da. Ne vedem mai încolo. Ușor să nu-i deranjăm. Da, aici afară miroase așa rău a combustibilax. Doar oamenii de n-au treabă acolo. Bine ați venit! Bine ați venit în noua noastră casă pentru următoarele 6 zile. 6 nopți, de fapt. Da, 7 zile, 6 nopți. Mă rog, 7 zile că o să plecăm de vreme. Ce caută la 12, deci... Da. 6 nopți și 6 zile jumate. Avem... media canapeaua. Ca să totuși să scap și de ghiozdan. Ia. Ia camera și... M-am împachetat bine. M-am împachetat ca să am unde să mă despachetez. Gata, dăm obiectul muncii. Ce avem noi aici? Un frigider cu congelator mai mare. Nu ca cele obișnuite de la camerele acelea de închiriat, în care sunt foarte, foarte mici. Frigider normal. Avem aragazul și cuptorul. Totul electric. Avem acest fierbător, cred.
Avem fierbături, avem toastă de la pentru sandvișuri, avem... Ce e acolo? Aveți research, ce am găsit. De fapt, tu ai găsit că e normal. Ce îți trebuie. Da, dar față de alte locuri sunt mai multe, adică aici mai găsești. De față de alte locuri sunt mai multe. Ai tot ce trebuie pentru a-ți găti pentru cât pentru o săptămână. Aici ce? Mic? Aici sunt pahare, conci și... Așa, aici e tostărul și bla bla bla. Ăla e ceva, cred că pentru cafea, ceva la filtru. Da. Care se aplică la această mașină. Pahare, frumos! Masa, am primit și niște rachi, cadou, avem și ulei și oțet. Ulei, oțet, sare și piper. Totul de aici, pentru că proprietarul se ocupă cu exportul uleiului de măsline, miere și e interesant că ne-a lăsat și nouă câte puțin să gustăm așa. Hai mai departe, Alina, fii o gazdă cinstită. Ia să vedem, ce baie avem? Avem o baie drăguță, cadă, da, cu mașină de spălat. Foarte important că nu trebuie să mai alergăm după spălătorii, da? Avem tot ce trebuie. Cu cadă. Tot ce trebuie, omul ne-a pus la dispoziție tot ce avem nevoie și pentru baie. Adică este un apartament mai atipic față de apartamentele pe care le închiriez, care sunt foarte, foarte mici. Da. Acesta este dormitorul. După cum vedeți, e destul de mare. Da? Biroul lui Cezar, aici stă Caesar Show și face clipuri, doar că o să fie mai greu cu upload-ul, că internetul e foarte slab. Dar o să ne cumpărăm o cartelă de date. Da, de alte apartamente pe care nu le-am tot căutat zilele astea, am un televizor destul de drăguț, nu știu, nu cred să ne chem la televizor, dar spun așa, ca fapt divers. În alte locuri, sau de fapt toate celelalte locuri pe care le-am căutat și... am vrut să le închiriem, erau cu televizor tub. Nu știu cine mai ține televizor tub. Deci fiți atenți, nu este vorba, am găsit alte locuri, bine, mult mai mici ca acestea, și am văzut în perete televizor cu tub. Noi cum ne uităm la televizor? Bă, da, eu am niște chestii ale mele, din principiu, așa, știi? Băi, dacă tu încă ai televizor cu tub, eu înțeleg că tu nu investești nici măcar un leu în toată... În tot resortul acela sau toată clădirea aia de apartamente pe care o ai și asta înseamnă că nu te interesează, nu faci altceva decât să iei banii clienților și atunci cu siguranță că vom întâmpina și alte greutăți, că nu merge aerul condiționat, că nu merge aia, că nu merge aia. Așa că mai bine căutăm un apartament cu de toate care să arate bine și astfel și gazda va fi ok. Cum s-a și întâmplat, gazda... foarte ok, un om foarte, foarte mișto. Ceva păturici, perne? Da, în caz că o să fie răcoare seara, avem tot ce ne trebuie. Avem aer de ăsta cu mici, fier de călcat, feon. Și un balcon drăguț. Și balconul care este drăguț. Mare. Da. Pentru un balcon, de fapt, e o terasă, să zic așa. Da. Se răpârlează. M-am descurcat. Să nu vă intre... La scaune... Să nu vă intre soarele în ochi. Avem un uscător pentru hăinuțe. Vedeți? Mare și uscător acolo, cum spune și Alina. În săptămâna asta, dacă vreau să dau comodul, dacă vreau să dau, am aici. Foarte... foarte atenți, domnule. Și asta a fost călătoria noastră. Ați văzut ce ne-a mai distrat pe feribot, ce ne-a mai jucat. Alina m-a bătut, eu am bătut-o. La Sonic. Nu știu cum se cheamă de fapt jocul ăla, tu știi? Am uitat. Chiar nu mai... și nici nu stă acum mintea. Dar e mi-a... mereu mi-a plăcut jocul ăla. Eu acel joc l-aș numi Păcănele. Că păcăne. Da. A fost interesantă experiența cu feribotul. Mai ales că pentru noi a fost prima dată când am fost pe un feribot așa mare. Care de fapt înăuntru arăta ca o navă de cruzeră. Ce să mai... că... da, da. Și... a fost prima dată când a stat atât de mult pe un feribot, da. Câte ore. No, bine, cu tot cu așteptarea, nu? A fost 10-11 ore, da. Și iată ne-a ajuns în Creta, gata. O să mergem acum să ne facem niște cumpărături, pentru că o perioadă o să curbăm și noi treaba cu, nu cu virusul, cu cheltuielile, să fim mai ok. O să ne luăm de toate, să gătim aici. În primul rând,
vreau să gătesc eu și să facem cumva să mâncăm și mai light. Adică da, să mai mâncăm prăjie, să mâncăm la grătar sau la cuptor. Prietenul nostru, așa. Nicos, din Zakynthos, a avut toată bunăvoința să ne țină, să ne ofere de toate și chiar ne-a oferit. Și ne-a, dar da, doar că noi ne puteam abține de la cartofi prăjiți. S-a cam cunoscut așa, că ne simțim așa. Da, până în următorul vlog în care deocamdată nu știm ce vom face, unde o să mergem, pentru că avem atât de multe opțiuni aici, da. Dar cu siguranță mai avem, oricum mai avem vloguri din spate pe care o să vi le punem și cu siguranță o să urmeze câteva zile în care o să ne liniștim. De fapt o să continuăm să lucrăm, dar nu o să mai filmăm în următoarele zile, oricum voi nu o să aveți pauză. Aveți vloguri de văzut. Da, voi o să tot vedeți vloguri, așa că doar noi o să avem pauză pentru că am fost harnici și am filmat mult. În Zakynthos. În Zakynthos, da. Da. Bine. Oameni frumoși, vă așteptăm să vă abonați la canalul nostru, cei ce n-ați făcut-o până acum. Puteți să apăsați clopoțelul pentru notificări. Așteptăm să ne dați un follow pe Instagram, Caesar Show. Puteți să dați un like pe Facebook. Și să vă alăturați canalului nostru. Dacă aveți plăcere și doriți să ne ajutați așa în călătoriile noastre, aveți la butonul de join sau de alăturate 3 abonamente. Dacă dați click pe ele, vedeți ce se întâmplă. Dacă nu, noi vă mulțumim oricum. Butonul acela o să-l găsiți lângă butonul de subscribe, acel buton pe care voi deja l-ați apăsat. Da, lângă butonul de abonare. Acum a mai apărut un alt butonel, dar acel butonel ne ajută pe noi foarte, foarte mult. La fel cum ne-a ajutat și butonul de subscribe și vreau să vă mulțumesc acum și eu pentru că v-ați abonat canalul nostru, că ne urmăriți, că ne suportați, că râdeți cu noi. Uneori și plângeți, că am văzut că ne-a scris în comentarii că ați și plâns câte unii dintre voi la acel clip de pe Navajo de sus, în care v-am pus noi clipuri cu momentele acelea când l-am eliberat pe bunicul nostru, când i-am eliberat sufletul și unii dintre voi i-a spus că ați plâns. Așa că râdeți cu noi, plângeți cu noi, e bine. Trăiți cu noi. Pa, pa! Vă pupăm!